Părinți și scriitori bisericești este considerată cea mai importantă colecție de literatură patristică din țara noastră, inițiată în anul 1977 de Patriarhul Justin Moisescu, Colecția a început să fie reeditată începând cu anul 2007 la inițiativa Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Cea mai recentă lucrare revizuită este Istoria Bisericească a lui Eusebiu de Cezarea, care a apărut de curând la editura Bazilica. Noua apariție editorială preia traducerea din limba greacă veche, studiul introductiv și notele părintelui profesor Teodor Bodogaie, fiind revizuită de profesorul Tudor Teoteoi. Acesta, în cuvântul înainte, afirmă că istoria bisericească a lui Eusebiu de Cezarea rămâne alături de întreaga sa operă o lucrare fundamentală pentru cunoașterea creștinismului primelor secole. Istoria bisericească a lui Eusebiu cuprinde 10 cărți și înfățișează în mare dezvoltarea Bisericii creștine, începând de la venirea Mântuitorului Hristos în lume și până la începutul secolului al IV-lea, respectiv anul 324. Lucrarea ne oferă o bună imagine a parcursului făcut de Biserica creștină de la înființarea ei și până la dobândirea libertății sale. Noua ediție revizuită, cu un aparat critic mult îmbogățit și cu o bibliografie actualizată, oferă cititorului posibilitatea de a aprofunda mai ușor anumite aspecte întâlnite în volum. Istoria bisericească a scriitorului Eusebiu de Cezareia poate fi achiziționată online sau din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Patriarhiei Române și ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Volumele din seria nouă, părinți și scriitori bisericești, sunt incluse în campania de reduceri cu 35% din prețul de vânzare, prin intermediul magazinului online librăria Cărților Bisericești.ro, disponibile în perioada 20-21 martie, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Promoția este valabilă și pentru alte titluri de teologie ortodoxă publicate de editurile Patriarhiei Române.